acest program vă este oferit de Sanador. O cantitate anormală de lichid acumulată la nivelul cavității pleurale înseamnă pleurezie. Dacă sunt prezente și celule tumorale, atunci vorbim de pleurezie malignă, o complicație care apare în urma multor tipuri de cancer. Strict pentru pleurezie. Se efectuează în primul rând evacuarea lichidului, apoi pentru pacienții la care starea generală permite acest lucru se efectuează pleurodeză. Aceasta constă în aplicarea la nivelul cavității pleurale a unei pulberi de talc, aceasta având rolul de a lipi plămânul la pleura parietală, desfințând astfel cavitatea și împiedicând refacerea lichidului pleural. Pentru cazul în care pacienții sunt tarați, starea generală a acestora nu permite astfel de manevre, atunci se practică doar drenajul lichidului pleural și aceasta se poate face fie prin puncții evacuatorii repetate sau prin montarea unui drenaj pleural. În prezent există tipuri speciale de drenaj care pot fi menținute luni de zile, perioada în care pacientul și efectuează tratamentul oncologic cu care pacientul pleacă acasă și este foarte ușor de manageriat. Dispneea este primul simptom care apare. Se poate instala progresiv sau poate debuta sever. În ambele cazuri, mergi urgent la medic. Ai grijă de tine! Acest program vă este oferit de Sanador.